Știi, am găsit o chestie pe internet cu cuvinte rusești din limba pe care o vorbiți voi aici. E un fel de dicționar în imagini. E prezentat cuvântul și explicația lui. Serios? Foarte bine, asta de mult trebuie de făcut. Exact la asta m-am gândit și eu. Am și început să învăț de acolo. Vrei să asculți câteva exemple? Romlaș, dar cu cei mai mari plăcieri. Te rog. Hai și-o-n buhaci. Hai să servim puțin. Ce? Hai și-o-n buhaci. Hai să servim puțin. Pereclucește scorostea. Termen automobilistic. Schimbă viteza. Pereclucește scorostea. Schimbă viteza. Baclajan. Om incult. Ia și aftaritet. Mamă ce om influent. Dă din buș. Dacă te-ai grăbi puțin, cel mai probabil vom ajunge la timp. Calba seală. Petrecere într-un local pseudo-glamuros pe ultimii bani. Zajăghește. Dă dispoziție. Zajăghește. Dă dispoziție. Neprețcazuimaia. Parcă i-ai cumpărat cocktail. Parcă ai cei mai scumpi ochelari din piața centrală. Dar ea tot te-a refuzat. Neprețcazuimaia. Hey, de din buș, asta dacă te-ai grăghi puțin, poate că am ajunge la timp. E ceva de râs aici și eu nu mă prind? Romnașul, ce tăt e de râs, ai tăt. Cică, hai și-o-mi buhăci, hai și-o-mi servi puțin. Pe ce, explicațiile sunt corecte ori nu? Da, că nici dacă nu-s corecte, Romnașul. Aici tăt e cu pricoale. O, adică? Nu, Romna, uite, tu înțelegi? Ei mai mulți cricaliesc, ei. Fac glume, dar nu că explic cum zici tu. Deci chiar toate sunt, cum le ziceți voi, pricoale? Nu, paște toate. Stai, și nu era acolo pricol. Asta. Pricești scorostea. Schimbă viteza. Asta nu era pricol. Și așa. Mai era, nu mai ținem minte acolo fără pricol, dar eu stătesc cu pricol, Romnaș. Elea, poți să-mi explici? Nu, cum, nu, e ca uite vorbă, e ca asta. Hai și-o-mi buhăci. Așa. Stai, el cum a tradus-o? Hai și-o-mi servi, așa, nu? Hai și-o-mi servi puțin. Ce, hai și-o-mi servi puțin? Mă, Romnașu, ei, hai și-o-mi buhăci, asta e hai și-o-mi îmbăta cleam pe ei, dar nu hai și-o-mi servi puțin, ei. Eu spun, cei care au făcut chestia asta, ei au făcut-o de picaleal, dar nu de lămuri ca lume. Da, asta de care râdeai tu, și-o-mi dat din buși? Și asta e picaleală? Și asta? Uai, Romnașe, nu cum ai să lămuriesc că-i ții? Băi, când cineva îți zice, hai de din buși, asta înseamnă hai, mă repede. Dar e cum o lămuriu acolo? Dacă te-ai grăbi puțin, probabil am ajunge la timp. Dacă te-ai grăghi puțin, nu dacă te-ai grăghi, dar grăghește-te, ia ca și înseamnă de din buș, înțelegi? Și asta, calbaseală, petrecere într-un local pseudo-glamuros pe ultimii bani, asta ce-o mai fi? Ia ca asta e mai complicat pentru capul tău, ia ca ascult atent, calbaseală, asta e un cuvânt de tineretului de azi, că noi nu-l prefolosim. Aha. La ruși l-am auzit, dar vai calbasița sau calbasița, adică hai să trieșim, să baldeim, înțelegi? Baldeim, da, într-un local pseudo-glamuros pe ultimii bani. Ia ca de-amă, asta e pricol. Pricol. Asta e pricol, Romnaș. Uai! Ei au în vedere că malaghiojul, nu că tinerietul, de multe ori cheltuie ultimii bani, într-o seară și pur mă trage foame. Păi și? Și asta e drept, dar așa fac numai unii ei. Dar calbasât îi îndiopștii ptrieșerii, balghioși, câte ultimii bani, câți mai rămân bani, de asta e nivaj. Asta nu e, glavna ptrieșerii. E ptrieșerii și vse. Da. Înseamnă că nu-mi recomand să studiez explicațiile cuvintelor de aici. Bă, Romnașu, băi, dar nu așa să faci, băi, ei aici care au făcut chestia asta, ei ar fi trebuit mai întâi să lămurească drept cum sunt cuvintele istia și până să fac picoale cu dânsele. Dar așa, ei sразу și-a făcut picoale. Nu, Romnașu, să nu te văd, nu-ți trebuie să iei așa ceva. Las că eu am să te învăț cum e drept. Bine, cum zici? Hai și-o-mi buhăci, hai și-o-mi servi puțin.
Te-aș vedea eu cum ai să și tu servit puțin după o buhășeală bună. Deci să buhăcesc și să, să fiu buhăcim. Mai fac o să râd cu lea grângele. Morcov, varză, cum se zice. Buhăci. Frumos cuvânt.